Bună ziua! Mă bucur să fim azi împreună și azi vom discuta despre modulul unui număr real. Mă numesc Pellegrini Lila, vă prezint o resursă la disciplina matematică, clasa 7-a. Vom discuta despre folosirea terminologiei aferente noțiunii de număr real. Să începem cu un exercițiu simplu. Din cele patru enunțuri, alegeți enunțul adevărat. Desigur, enunțul adevărat este modul de minus 5 este egal cu 5. Foarte bine! Pentru că modulul, dacă ne gândim la reprezentarea numărului real pe axă, reprezintă de fapt o distanță. Distanța de la punctul cu abscisa A până la origine. Și după cum știți din clasa 6-a, modulul se notează cu modul de A. Întrebare simplă. Modulul unui număr negativ este pozitiv? Modulul unui număr negativ este pozitiv pentru că modulul reprezintă o distanță, după cum am zis adineauri. Deci, o proprietate a modulului ar fi că modulul oricărui număr este mai mare sau egal decât 0. Încercați acum dintre aceste propoziții să alegeți enunțul adevărat. De data asta avem niște numere iraționale în modul. Da, propoziția adevărată este modul de minus radical din 5 egal cu radical din 5. Corect. Există numere reale ale căror module să fie numere negative? Uitați-vă la aceste imagini. Avem diferite numere și pentru fiecare din aceste numere este pus în evidență modulul acelui număr. Da, răspunsul este nu, pentru că se vede de fiecare dată că lungimea unui segment nu poate fi negativ, poate fi 0, ca și în această situație, sau este un număr pozitiv. Să ne uităm acum la aceste enunțuri și să vedem câte enunțuri adevărate descoperiți printre acestea. Puteți opri în orice moment filmulețul și să studiați cu atenție enunțurile. De fapt, erau patru propoziții adevărate, și anume, radical din a pătrat este modul de a, dacă modulul unui număr a este pi, atunci numărul nostru poate fi plus sau minus pi, modul de a egal cu modul de minus a, adică modulul oricărui număr este egal cu modulul opusului său, radical din a pătrat este egal cu a, în situația în care a este un număr real pozitiv. Și am avut două propoziții false. După cum vedeți la aceste două propoziții false, apare și corectarea. Nu există niciun număr real pentru care modulul să fie minus 2,3, adică a aparține mulțimii vite. Și modulul unui număr nu poate fi negativ, modulul unui număr real nenul este întotdeauna mai mare decât 0. Și să vedem atunci niște exemple. Modulul unui număr este egal cu numărul însăși pentru orice număr
mai mare sau egal decât 0. Și aveți aici niște exemple de la numere naturale până la numere raționale sau chiar pentru număr irațional. Dar se poate întâmpla ca modulul unui număr să fie egal cu opusul numărului și asta se întâmplă în situația în care numărul este negativ. De exemplu, modul de minus 15 este 15 sau modul de minus 2,3 în perioadă e 2,3. Avem aici și un exemplu de o fracție ordinară, număr negativ, sau de un număr irațional, minus radical din 35, dacă îi calculăm modulul, este radical din 35. O să vă rog acum să alegeți dintre aceste patru enunțuri cele care le considerați că sunt adevărate. Deci, propoziții adevărate sunt prima, pentru că în modul avem un număr pozitiv și radical din 5 și 2 e număr pozitiv, suma lor va fi pozitivă, deci modulul unui număr pozitiv e numărul însuși. Aici avem tot un număr pozitiv, pentru că radical din 5 e mai mic decât 3, deci minus radical din 5 adunat cu 3 va fi tot număr pozitiv, deci modulul este numărul însuși. Aici avem hotărât un număr negativ, minus 2 cu minus radical din 5, ambele sunt numere negative, deci modulul va fi un număr pozitiv. Și în această situație, 1 minus radical din 5 este număr negativ, dar modulul nu e 1 plus radical din 5, ci este opusul acelui număr, deci ar trebui să fie minus 1 plus radical din 5. Vă mulțumesc și să ne vedem la o altă resursă. La revedere!